Ștefan Hrușcă la mijlocul cerului. Miercuri 28 noiembrie 2012, la ora 17, Ștefan Hrușcă revine pe scena Casei de Cultură din Piatra Neamț pentru a susține un nou concert de colinde care marchează totodată și lansarea unui nou album. Deși la origine este cântăreț de muzică folk, începându-și cariera în 1981 ca membru al cenaclului Flacăra, Ștefan Hrușcă este cunoscut publicului român în special pentru maniera unică prin care reușește să transmită în fiecare an mesajul nașterii lui Isus Hristos, supranumit și dascălul de colinde colinde, Hrușca a devenit o emblemă a interpretării colindelor românești de Crăciun și asta datorită talentului vocii și a dedicării sale. Deși din 1991 este stabilit la Toronto, în Canada, cântărețul revine an de an în țara noastră pentru a încălzi sufletele românilor și poate pentru a sădi totodată bucuria. Concertul de anul acesta va fi unul cu atât mai special cu cât Ștefan Hrușca lansează ultimul său material discografic de colinde, cel de-al 12-lea din carieră, intitulat La mijlocul cerului. Evenimentul de la Piatra Neamț face parte dintr-un turneu național pe care interpretul îl va susține în mai multe orașe din România, prețul unui bilet este de 60 de lei.